Tragedie de proporții evitată în Constanța. În urma unui control, polițiști au descoperit un șofer beat care se afla la volanul unui autobuz. Mai grav este că în mașina condusă de bărbatul amețit de aburi alcoolului se aflau alte 50 de persoane. Autoritățile au întocmit un dosar de cercetare penală în acest caz. Aceasta a fost reacția bărbatului în vârstă de 51 de ani care a pus viețile pasagerilor săi în pericol. Șoferul făcea o cursă specială și conducea un autocar de 50 de persoane atunci când a fost oprit de polițiștii din cadrul serviciului rutier Constanța. Agenții l-au găsit pe șofer beat. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat 1,01 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. La momentul opririi, bărbatul transporta aproximativ 50 de persoane, au transmis cei de la IPJ Constanța. Din fericire, polițiștii l-au identificat la timp pe șoferul beat, astfel că nu a avut loc nicio tragedie. Autoritățile au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice.